Pe strada Tinosu, într-un cartier aflat la marginea Ploieștiului, se construiește de zor. Când ne-am apropiat, am observat mai mulți tineri cu caschete de protecție care pregăteau mortar și ridicau cu o viteză uimitoare pereți din bolțari. Nu sunt de meserie zidari, dar au mână de profesioniști. De fapt, sunt 38 de tineri veniți din Germania și Irlanda de Nord, ce au parte la proiectul asociației Habitat for Humanity, Construim împreună pentru comunitate. Am început un nou proiect în care construim încă 8 noi locuințe pentru familiile din Ploiești. Mai exact, din luna mai 2015 au demarat lucrările primului quadruplex, alături de voluntari internaționali și corporatiști români. Acesta însă nu este începutul. Avem deja un proiect gata terminat, avem 12 locuințe deja construite în care familiile s-au mutat deja. Străinii veniți la Ploiești să facă voluntariat pentru oamenii aflați în nevoie au strâns înainte fonduri în țara lor, banii de cazare pentru toată durata șederii, dar și pentru materialele de construcție. Cea mai interesantă metodă de a obține fonduri le-a aparținut tinerilor din Irlanda de Nord. Au escaladat o clădire de 28 de etaje pentru a sensibiliza oamenii să doneze, iar acum povestesc cu plăcere experiența. It was very enjoyable. It was something different. It was quite scary at the time, but it was good to try something new and raise a lot of money. So it was very, very good. It's been a challenge and it's been very motivating at the same time. Yeah. Pentru acești elevi, a munci în folosul oamenilor nevoiași este o reală plăcere, la fel ca și colegilor, chiar dacă nu au avut parte de o acțiune de strângere de fonduri atât de spectaculoasă. Și elevii din Germania au contribuit cu sume impresionante la proiectul de la Ploiești și ei se pot rezuma la câteva cuvinte când vorbesc despre inițiativă. Inclusiveness and teamwork. Helping others in need. Change and prosperity. Specialiști în construcții care supervizează lucrarea îi laudă pe tinerii străini. Voluntarii din afară se descurcă foarte bine, ceea ce nu au făcut poate până acum, poate unii din ei au făcut, alții nu, dar se descurcă foarte bine și sunt un parametru normal. La finalul lucrărilor aici pe strada Tinosu, Habitat for Humanity va oferi 4 case pentru 4 familii care se vor bucura de acest inedit proiect. Habitat for Humanity există în Prahova din anul 2009. Construiește și renovează case pentru familii defavorizate, dar se ocupă și de intervenții la sistemele de încălzire pentru reducerea riscului la incendii.